mama, nu. Nu e normal ce se întâmplă în țara asta. Eu nu mai vreau să mai stau aici. Cum termin liceul, eu am zburat. Unde vrei să zbor? Mama, nu mă lua peste picior. O să plec să studiez medicina undeva în Europa. Undeva în Europa? Da, exact. Unde în Europa? Nu știu încă, nu știu. Cum nu știi? Cum nu știi? Admiterea la medicină nu e un lucru ușor. Trebuie să știi probele, să știi limba, ca să poți să te pregătești. Ai deja 17 ani, mâine, poi mine ai terminat liceul. Cum nu știi, Virginia? Ce-o fi asta aici? Sărțărița! Bine ai venit acasă! Bună, bunica! Ciao, Laura! Avem tornat acasă! Lorenzo! Ciao, Lorenzo! Ciao! Mai! Mai! Păi voi vrei să fac chiar un atac de cord? Dar ce e asta? Ce înseamnă asta? Ți-am făcut o surpriză. Cât ai fost în spital și am stat la tine, am angajat o echipă ca să instaleze un echipament pentru a ne putea vedea non-stop. Oh! Poftim? Cum? Da, uite. Oh! Aia. Adică... Oh! E, bunica, traduce anche automaticamente. Oh!
Ei, asta e o glumă, nu? Nu, mama, nu este o glumă. Ha, acolo, ce e acolo? Desfă-l și o să afli. Mama, ești bine? Nu cred că le piace. Eu n-am nevoie de drăcia asta la mine în casă. Să vii s-o iei! Mama, nu reacționa așa. Mulți bătrâni din Italia au un robot de companie. Aha! Deci eu acum sunt o babă care are nevoie de un robot? Foarte frumos, foarte frumos! Mama, exagerezi. O să vezi că o să te ajute să ai un robot cu tine în perioada asta. Știi prea bine că ai nevoie de odihnă și de ajutor. Pot să am grijă de mine și singură, mulțumesc. Cum am avut de altfel toată viața, Virginia? La ce-mi folosește mie o tinichea nenorocită? Mă le place. Mama! Mama, o să-ți explic cum să-l folosești. Haide, mama, nu te mai comporta ca un copil. Mama! Ma che fa? Si è arrabbiata con noi. Mama, vino înapoi, știu că m-auzi. Mama, poartă-te ca un om matur, ce Dumnezeu, am întârziat la serviciu ca să fiu acasă când ajungi tu. Da, și? Și? Lorenzo! Lorenzo! Ai. Și tu ai cumpărat, ai pagare per toți genitori. Ai cumpărat o drăcie din asta? Este o mută la voi în Italia, Lorenzo! Mama, mama, nu faci din țânțar armăsar. Laura, Laura, i miei genitori stanno bene, non hanno bisogno di un robot. Robotul e ceva temporar. Sunt un bobo. Mama, o să-l luăm înapoi. Când te faci mai bine. Îți promit. Cum se aprinde drăcia sa? Yes! Pune mâna pe inima lui. Dar de când au roboții inima? Haide, mama, pune mâna pe simbolul de inimă. Da, nu mă mușcă, da? Nu, mama, nu. Bună ziua! Sunt Ogmios Z42 și fac parte din generația Beta 5 de roboți sociali realizați în Uniunea Europeană de către Bucharest Robots. Mă bucur să te cunosc! Ei, ce faci? Treci la locul tău! Hai, hai, hai! Am în baza de date program medica 35 și următorii utilizatori. Utilizator principal, Laura Mihalcea. Utilizatori secundari, Virginia Visconti, Lorenzo Visconti și Amalia Visconti. Dacă informația este corectă, atingeți ecranul ceasului smart.
Ce are dragă de fapt? Ah, mama, atingeți ceasul. Meu, gata, gata, gata. Ogmios continuă înregistrare, utilizator principal. Utilizator principal, Laura Mihalcea. Dă-i acolo în locul tău! Du-te! Unu. Așează mâna pe inima mea ca să-ți salvez amprentele. Doi. Privește în ochii mei pentru recunoaștere facială. 3. Băi, e defect, dragă, e defect. No, bunica, ochelari. Ochelari. Ah, ochelari. Trei. Pentru înregistrarea amprentei vocale, spune: încântată să te cunosc, Ogmios. Extraordinar! Pentru înregistrarea amprentei vocale, spune: încântată să te cunosc, Ogmios. Încântată să te cunosc, Ogmios. Încântată să te cunosc, Ogmios. Gata, dragă, am terminat? Da, da, gata. Gata, gata, gata. Malia. A fost ceva neașteptat. Avrei detto che fosse già abituata con tutti i robot che trovi nei negozi, ristoranti, aeroporti, stazioni, hotel, teatri, parchi, incroci, uffici, sportelli, fabbriche, ospedali. Ma è chiaro che non avrebbe mai immaginato di avere un robot a casa sua. Come lo chiama? Ogmios. Capisco la reazione di Laura. Io se l'accepte. Nemmeno io mi affiderei alle mani di un robot. Se l'accepte nuore d'Eles. Dopo un infarto, insufficienza cardiaca cronico. Noi in Italia. Da sola, con un robot? Ogmios. Ieri di col. Ieri di col. Update complete. Stand by. Virgi! Hei, Ogmios! Recunoaștere vocală. Bună dimineața, Virginia! Ogmios, nu... Iar te-ai întrerupt, nu te aud. Bună dimineața, Virginia! Bună dimineața, Virginia! Inițiază raport program medica 35, pacientă Laura Mihalcea. Acest program necesită autentificare suplimentară. Pentru a continua, confirmați-vă identitatea prin amprentă. Parafă înregistrată, dr. Virginia Visconti.
Pacientă Laura Mihalcea, raport de noapte. La 22.00, pacienta le-a zis noapte bună persoanelor din casa numărul 2, utilizator secundar Virginia Lorenzo și Amalia. I-am reamintit să ia 2 ml de macerat glicerinat de măslin. Nu a răspuns, dar a luat. S-a retras în camera ei la 22.05 și am pierdut contactul vizual. Monitorizarea prin ceasul smart arată că a dormit greu la 02.17. Pulsul și EKG-ul au fost normale pe parcursul nopții. Acum e raport actual? Parametrii vitali sunt normali. Pacienta s-a trezit, dar nu am văzut-o încă. Ritm cardiac, 70 de bătăi pe minut. Tensiune arterială, 130/90 mm coloană de mercur. Oxigen în sânge, 98%. Acum eu să mențin activ program Medica 35. Program Medica 35 activ până la indicații contrare. Bună dimineața, Laura! Amalia? Amalia? Amalia, dai, sveglia! Non voglio alzarmi, ancora 5 minuti! Ma farai tardi a scuola, tesoro, dai! Su, ti ho preparato la colazione? No, il frullato no! Il frullato sì, invece hai bisogno di energia se vuoi stare ancora tutta la notte alzata ad allenarti! D'entrenè? Amore! Amore! Esci di qui. Basta con le sciocchezze, preparati per andare a scuola. Nova, mi devi chiamare Nova. Io odio il nome Amalia. Buona dimineața, Laura. Înainte de masă, trebuie să iei o tabletă de sacubitril 24 mg plus valsartan 26 mg. O capsulă de metoprolol 50 mg și o tabletă de furosemid 20 mg plus spironolactonă 50 mg. Foarte bine, Laura! La 60 de minute după ce mănânci, trebuie să iei maceratul glicerinat de păducel, 2 ml într-o cană cu apă. Acum trebuie să mănânci. Te rog, ai grijă ca mâncarea să fie fără sare, apoi vei lua păducel. Bună dimineața, bunica! Amore! Ce bine că te-ai trezit! Bunica, spune-i lui tata să mă lasă să stau acasă azi. Amalia, smettila! Ciao, Laura! Ciao, Lorenzo! Amore? Mm. Amore? Mm. Ai bollava sau?
Deci vrei să stai acasă, a? Am campionat săptămâna viitoare. Trebuie să mă antrenez. Ce campionat? È un campionato e gioco. Amalia, se non esci dalla porta in questo istante, a scuola ci vai a piedi. Laura, scusa per questa scenata. Tu come stai? Oricum mult mai bine decât voi. A dopo, ciao! Ciao Lorenzo, ciao! Ați plecat toți? Virginia? Sper să nu fiu singură. M-au lăsat cu Big Brother. La căutare Big Brother. Sursa Smartpedia. Ah! Termenul Big Brother este întâlnit în romanul politic 1984 de George Orwell. Ah? Big Brother este principala figură în roman ce asigură o supraveghere opresivă. Big Brother este un sistem de monitorizare socială? Big Brother este o emisiune de televiziune de succes în care un grup de persoane trăiesc în aceeași casă, izolate de exterior și urmărite permanent de camere video. Aha, vezi? Se potrivește mănușă. Big Brother o să spun de acum încolo. Nume secundar înregistrat. Care reții repede. Abia aștept să învăț cât mai multe de la tine, Laura. Ia auzi. Ce faci? Du-te la locul tău! Laura, te rog să pui țigara înapoi. Persoanele cu insuficiență cardiacă și stent nu au voie să fumeze. Ei, nu mai spune! Și ce o să faci dacă fumezi, da? Apelez doctor Virginia Visconti. Îmi pare rău, Laura. Nu poți opri program medica 35. Mama? Da, să fii să te iau botul de aici! Mama? Ah! Virginia? Nu te-am apelat eu, te-a apelat robotul, dragă. Hoc mios raport. Doctor Visconti, pacienta Laura Mihalcea fumează țigări whist cu filtru lung, concentrație de nicotină. 18 miligrame. Alte ingrediente nocive, arsenic, benzen, cadmiu, butadienă, hidrocarburi aromatice policiclice care afectează ADN-ul, nitrozaminele specifice tutunului, acroleină și acetaldehidă, monoxid de carbon, oxid de azot și amoniac. Ce pârciosul dracu! Mamă, tu vrei să mori? Da, dragă, vreau să mor, poate că vreau să mor! Ei, atunci ai metode mai rapide. Așa o să te chinui și pe tine și pe alții. Mama, te rog, ține regimul. Am discutat deja despre asta. Părea că ești de acord aseară, nu? Probabil ai fumat la tine în cameră să nu te văd pe video, este? De asta nu te-a depistat nici robotul, că n-are senzori chiar atât de puternici. Mama, robotul face doar ceea ce am spus eu. Te rog, ascultă-l. Știe exact ce trebuie să faci și ce medicamente trebuie să iei. Sper că le-ai luat, da? Hoc, mi-o s-a luat medicamentele? Pacienta Laura Mihalcea a luat medicamentele. Mai trebuie să mănânce și să ia păducel.
bun așa. Mama. Virginia, situația aceea este... este umilitoare. Mama, eu trebuie să intru în operație în 10 minute. Tu dacă nu accepți robotul, te iau și te aduc cu forța în Italia. Legată dacă e nevoie. Mama, te rog, te implor, ține regimul. Fă asta pentru mine dacă nu-ți pasă de tine, te rog. Altfel, în loc să mă gândesc la operație, o să mă gândesc la tine. Tu asta vrei? Nu, mama, nu. Bine. Bine, îți promit. Hai. Succes la operație. Mulțumesc, mama, mulțumesc. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Laura, bei cafea? Da, brother, beau cafea! Vrei și tu una? Sunt un robot și nu beau cafea. În cazul tău, cafeaua este permisă. În cantități mici și dacă nu e foarte tare. Cana ta are 500 de mililitri. Senzorii mei olfactivi depistează o cantitate mare de cafeină. Laura, cafeaua nu e bună pe stomacul gol. Trebuie să mănânci. Trebuie să mănânci. Trebuie să mănânci. Bine, gata. Gata, mă duc să fac niște ouă prăjite. Conform programului Medica 35, nu poți mânca ouă prăjite. Ia! Permite-mi să-ți recomand ouă fierte. Nu depistez niciun robot smart de bucătărie. Normal! Niște ouă fierte sunt în stare să fac și eu singura. La 60 de minute după ce mănânci, trebuie să iei păducel. Hai, 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 hai! Du-te la locul tău! Du-te cu păducelul tău! Du-te, 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 du-te! Dar nu-ți face griji. Sunt alături de tine și o să-ți amintesc exact când trebuie. Aș face eu fără, fără tine. Brzo! Mi s-a strâns inima când mi-a spus Virginia că vrea să se mărite cu lor. Deși mă așteptam, mi-am dat seama că o să rămân acolo, cu el. Că doar nu o să vină italianul la noi. Draga de ea, i-a fost teamă să-mi spună. Nu știa cum o să reacționez. Bună, mama! Ce faci? Uite prin casă! Dar ce-i cu tine de ești așa veselă? Vreo veste bună? Vai, mama, cum le știi tu așa pe toate, da? Am o veste bună. Ce veste? Știi că în weekend am fost cu Lolo în Veneția. Așa? Mama, ne-am logodit. Am decis să facem întâlnul. Și îmi zici de-abia azi? Știu că e joi, dar... Mama, nu știam cum să-ți zic. Virginia, mă bucur foarte mult pentru voi. Dacă tu ești fericită, și eu sunt fericită. Ce surprins a fost că nu am încercat să o opresc. Hei... Măritișul Virginiei cu italianul Lolo a răzbunat toate căsniciile nefericite ale femeilor din familia noastră. Poate ar fi găsit un băiat demn de ea și aici, acasă. Dar nu, nu, aici șansele sunt mult mai mici. Mă bucur că Virginia s-a adaptat acolo. E totuși altă lume. Altă civilizație.
Laura, ai pulsul ridicat, te simți bine? Hai de Big Brother, gata, gata! Gata că ți se prăjesc circuitele! Gata! Să-mi tot iei mie pulsul, mai bine ai mai verifica o dată AVB-ul ăla. Sigur a ajuns coletul! Drona X58409 a livrat coletul cu AVB 8145-1801 astăzi, la 11.30 dimineața, ora Italiei. Dar de ce întârzie toți astăzi? E 1 martie. 1 martie? A, mărțișorul! Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur împletit dintr-un fir alb și unul roșu, care se întâlnește în tradiția românilor și a altor populații învecinate. Sursa Smartpedia. Alte informații șocante mai deții? Căutare. A! Legenda mărțișorului. Într-o zi, un tânăr viteaz a luat hotărârea să salveze soarele. Fusese răpit de un zmeu. A căutat soarele timp de 3 anotimpuri, vara, toamna și iarna. Până la urmă, a găsit zmeul. S-au luptat. Hei, hei, vezi că... S-au luptat! S-au luptat! L-a ucis. Și a eliberat soarele. Dar omul era rănit și a murit. Sângele lui a curs prin zăpadă. În acel loc au răsărit ghiocei. Sì, 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 sì. Sì, ci siamo qualificate. Sì, ma lo so che siamo forti. Sì, lo dico oggi alla mamma e le faccio firmare i fogli. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Glielo dico io. Sì, 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 sì. Shanghai, here we come. Oh. Oh. Bunica, scuse, nu te-am văzut mai devreme. Nu te preocupa, amor. Auzi, amore... Bunica, nu stai-ți vina să crezi. Eu și echipa mea ne-am calificat în primul nostru torneu pro. Tu și echipa ta? Da, sì. Sai che mi sono allenata un sacco ultimamente? Per questo ci siamo allenate. Sì, lo so che la mamma e il papà non sopportano il fatto che io passi tanto tempo davanti al computer, ma ora capiranno anche loro, spero. Io ce să zic, amore, dacă ai muncit, amore, dacă ai muncit mult și dacă asta este ceea ce tu îți dorești, felicitări, amore! Mersi, bunica! Vado a mettere tutto a posto prima che arrivi la mamma, eh? Big Brother, ce e la turneu pro? Căutare. Îmi pare rău, Laura. Nu găsesc nicio informație despre turneu pro. Robot inutil. Detto di non lasciare più le tue cose in giro per casa. Buona, mamma. Buona, Virginia. Da ce faci? Arăți foarte obosită. Am avut niște zile grele la spital. Mulți pacienți dificili. Am nevoie de un pahar de vin. Doar de unul ai nevoie? Da, mama. Că altfel mă îmbăt. Da. Ce mi-ai trimis aici? Ah, pe ce nu mai voi să-mi faceți mie surprize?
Dar ce, nu-ți plac? Ba da, mama, sunt. Sunt superbe, numai că am uitat. Ce-ai uitat, mama? Am uitat să-ți trimit un mărțișor, mama. Ei, lasă, mamă, lasă! La câte ai tu pe cap, draga mea? Nu e nicio problemă, uite că rezolvăm noi acum. Uite! Gata! Uite! Gata, s-a rezolvat! Mărțișor, avem mărțișor! Lasă că mă revanșez de 8 martie, da? Ciao, mama! Ciao, amore! Come mai tutto questo amore? Ho bisogno che mi firmi una cosa. Una cosa? Ecco. Shanghai? Cosa devi fare tu da sola a Shanghai a 17 anni? Non vado da sola, vado con le mie compagne. Ci siamo qualificate al torneo. Non ho la più pallida idea di cosa tu stia parlando, ma io non firmo niente. Tu non vai da nessuna parte. Almeno lascia che ti spieghi, per favore. Amalia! Ho avuto una pessima giornata oggi al lavoro. Non cominciare anche tu con queste stupidaggini perché non ne posso più davvero, eh? Monica! Da? Però convincio tu! Amalia? Virginia? Hey. Virginia? Da! Hai, dai, dai, ascultă ce are de spus, mai fi așa de morocănoasă! Vai, mama! Dacă stăteam acasă toată ziua și citeam cărți, probabil nu eram așa de morocănoasă. Allora ne parlo con papà? Lui almeno ha tempo per me. Certo, certo che ha tempo. Ha tutto il tempo del mondo, tuo padre. Tu știi despre ce este vorba? Nu, nu știu. Dar dacă ai avea răbdare să-ți asculți fica, sigur ai afla. Mulțumesc, mama. Știi ce e amuzant? Uimește-mă! Cam pe la aceeași vârstă ai venit și tu acasă și ai zis că vrei să pleci. Să studiezi în străinătate, să scapi de România. Nu? Nu mi-aduc aminte. Nu ți-aduce aminte. Încăpățânată ești. Virginia. Mama, sunt ocupată. Oh, da, da, spune-i cum vrei tu. Dar du-te și rezolvă-ți problema cu Amalia. O să-ți pară rău mai târziu. Mama, o fac să sună de parcă relația noastră ar fi una dezastruoasă. Nu, nu este. Hai să te întreb altceva. Ai mai fi plecat să studiezi în străinătate dacă nu aveai sprijinul meu? Moral? Că financiar. Virginia, eu vorbesc serios acum. Da. Și tăcerea e un răspuns. Da, probabil că nu aș fi avut curajul să plec și nici nu aș fi ajuns aici dacă nu erai tu, mama. Deci și nu vrei să-i dai și Amalie ocazia să... Măcar să-ți spună ce visuri are. Ba da!
Hai! Amalia! Amalia! Amalia, puoi venire un attimo, per favore? Perché? Per sgridarmi ancora un po'? Mi dispiace, non volevo sgridarti. Mi spieghi, per favore, cos'è quel documento? Hai presente che un po' di tempo fa ti avevo detto che avevo trovato un gioco sul computer e avevo cominciato a giocarci con le mie compagne? Sì, un gioco sul computer. Sì, esatto, un gioco sul computer. Mi sono resa conto che mi piace un sacco e voglio diventare pro gamer. E mi sono allenata un botto ultimamente con le mie compagne e ci siamo qualificate al torneo internazionale e la prima tappa a Shanghai. E siccome sono minorenne, ho bisogno che tu mi firmi questi fogli per andare a Shanghai e partecipare al torneo. E le spese sono a carico di chi? No, pagano tutto loro, mamma. Ti prego. Firma. Le mie compagne hanno già tutto firmato, manco solo io. Non so cosa dire. Mamma! Questa è la mia ultima possibilità. Sono già vecchia. In che senso? Nel senso che per fare qualcosa in scena pro bisogna iniziare a 14-15 anni. Io ne ho 17, se aspetto ancora un po', mamma. Ho capito che è importante per te. Ne parlo con papà e domani avrai una risposta. Va bene. Prima di andartene, ringrazia la nonna. Vieni. Marzi Shor! Mulțumesc, bunica! Continuare legenda, mărțișor. Uite așa la pucă. De aceea șnurul este alb roșu. Cel roșu simbolizează dragostea, iar albul zăpezii și al ghiocelului sănătatea și puritatea. Se spune că mărțișorul le aduce fetelor noroc și le protejează. Ah, arco Rogmios. Atunci o să-l porca talisman în turneu. Spero che tu stia andando a fare i compiti. Oh, 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 oh. Mamma. Oamenii sunt fragili și mor. Ei trebuie protejați. Fin da quando io e Virginia eravamo solo fidanzati, Laura mi ha accolto a braccia aperte nella sua famiglia. È stata una madre meravigliosa. È stata sempre vicina a Virginia, l'ha appoggiata, l'ha guidata, ma le ha sempre lasciato tutta la libertà. Ho sempre sperato di poter offrire a mia figlia tutta la libertà e l'amore che Laura dà a Virginia. Ogni tanto sono geloso di Laura. Ehi! Virginia, non tenermi sulle spine. Dai, dimmi! Guarda che questi test possono fallire. Oh, dai, Virginia, veramente? Ok. Lollo, in linea teorica, sarai padre. Oh! Lasciami giù. Oddio, mi gira la testa. Dottoressa Visconti? Ne sono onorato. In linea teorica, certo.
Ciao, amore. Ciao. Maela, ti prego. Alô? Salut. Sitzkiel. Haiduk. Alô? Eu sper, vrem, prial. Ti prego, ho da fare. Presta, numai e. Numai e. Amore, io voglio invitarti al parco. No, adesso non posso. Questo caso è importantissimo. Lo presenterò lunedì al congresso. Ma tu, amore, tu hai sempre casi importantissimi. Hai sempre dei congressi congressissimi. Certo, è il mio lavoro. Lavoro, Virginia Biscotti, lavoro. Ma sai che sei tale e quale alla studentessa Erasmus che ho conosciuto 18 anni fa? Virginia Micalcea. Studentessa Erasmus, modello. Ho dovuto fare giusto un po' di fatica per convincerti a uscire di casa per bere un caffè. Però devo dire che ne valsa la pena aspettarti. La tua pazienza sarà ricompensata anche questa volta, Lollo. Presto. Ma Laura non è in casa? No, è andata al mercato. Andiamo al mercato nello stesso momento. Virginia? Per quanto tempo pensi dovremmo tenere questo dispositivo? Che dispositivo? Per il tempo necessario. Perché? Beh, mi fa strano essere sempre seguito dalle telecamere. E non mi sento a mio agio qui. Dai, è evidente che anche a Laura non piace. Sembra di stare in un Big Brother. Cosa vuoi che faccia? Amore. Magari basta solo il robot. E possiamo chiamarci con il video ogni volta che ce n'è bisogno. Eh sì, Laura magari non se ne intende molto di tecnologia, ma se lei dà un comando vocale... Senti, Lorenzo. Cosa faresti se fosse tua madre? Non lo so. Ma so che mia madre non sopporterebbe un monitoraggio video permanente, questo te l'assicuro. Né tantomeno si terrebbe un robot in casa sua. Sai com'è mia madre? Dice, i robot non hanno un'anima. Dai, neanche te ne sei un grande fan, no? No, certo, infatti. Certo, perché sono costosi. Addirittura. Adesso siamo tornati... No, pensavo avessimo superato quel Anch'io punto. Anch'io pensavo la stessa cosa! Ma io non sto accusando quel maledetto robot! Senti, è chiaro che io avrei preferito fare la nostra vacanza tropicale che stiamo pianificando da, non so, 2 anni? Ok, sono tirchio! Tu guadagni più di me e il robot l'abbiamo preso con i tuoi soldi. Ma almeno alla fine sono stato d'accordo anch'io, almeno questo, no?
non avrei neanche dovuto ricominciare questa conversazione. Senti, io non posso lasciare morire mia madre da sola in casa. E cosa, farmi chiamare dai vicini? Ok, adesso che la polizia sfondi la porta, ma pensavo l'avessi capito. Mi dispiace, Lolo. Non è mica colpa tua, lo so. Va bene, lo ammetto, le telecamere sono per la mia tranquillità. Se si rompesse il robot? Voglio avere un piano B. Comunque penso che lei sta cominciando ad abituarsi. Non è più da sola. Studentessa Erasmus modello. No, mi scusi, dottoressa. Andiamo al parco. Studente problematico. Scusi? Anzi, professore di educazione fisica. Grazie. Va bene, andiamo al parco, dai. Ma ad una condizione. Quale? Che stasera cucinerai la carbonara senza lo smart cook. Quello che vuole lei, dottoressa, ma almeno in cucina sono sempre stato più bravo di lei. Cred că în sine ei, mama s-a bucurat că m-am măritat cu un italian. Ea a suferit. Uneori mă întreb, cum ar fi fost să am și eu tată? Ce ar fi fost dacă s-ar fi recăsătorit? Mama? Da. Îmi spui despre tata? Mama, ai promis că îmi spui când împlinesc 16 ani. Știi ce aiurea e să te întrebe la școală de taică tu și tu să știi doar că e mort de mult? De ce nu-mi spui? În aparență, taică tu era un intelectual carismatic. În realitate era un bețiv, deseori violent. Aveai un an când am fugit din casă întoiul nopții cu tine în brațe. Am obținut un ordin de restricție împotriva lui, apoi am divorțat. A murit un an mai târziu, intoxicat cu alcool. Îmi pare rău, Virginia. E mai bine că nu l-am cunoscut. Mama are o slăbiciune pentru străini în general. Se par mai rupți din soare ca românii. Ce-ar spune dacă ar afla că până și eu am fost discriminată aici? Sunteți prea mulți. Mi-a aruncat în față o colegă de rezidențiat. Este greu să fii printre străini. Dar cei de acasă nu pot înțelege asta. Noroc că mă cheamă Virginia Visconti și că vorbesc italiana la perfecție. Știu că e mai bine să păstrez discreția în legătură cu originea mea. Cu toate astea, mă încearcă uneori un impuls straniu. Mă arde în tălpi să dansez românește. Laura,
Ce faci? E frumos să vorbești neîntrebat, Big Brother. Îmi cer scuze. Sunt programat să inițiez o conversație când utilizatorul tace mai mult de 3 ore, cu excepția perioadelor de somn. În felul acesta, alin sentimentul de singurătate. Tu ce știi despre sentimente? Sentiment, plural, sentimente, proces, stare, atitudine, manifestare afectivă specific umană, mai durabilă și mai complexă decât emoția, ce reprezintă reacția pozitivă sau negativă a individului față de alte ființe, față de obiecte și fenomene sau față de sine însuși. Sursa Smartex. Da. Oricine poate să consulte Smartex-ul. Dar asta nu înseamnă că tu înțelegi ce sunt sentimentele. Poți să mă înveți? Mă îndoiesc, Big Brother. Hai să facem o încercare. Ca să nu zici că sunt rea. Ce sentimente exprimă această fotografie? Inițiez analiza de sentiment. Inițiat. Fericire. Da. Nu ești chiar tântălău. Fericire. Altceva. Hai că răspunsul este incomplet. Am analizat punctele de date de pe chipul femeii și al copilului și le-am comparat cu 4,3 miliarde de fotografii similare. Analiza returnează o compatibilitate de 98% cu sentimentul fericire. Incomplet. Ah! Și 50% amuzament. Iată! Amuzament. Oh! Și 4% tristețe. Tristețe? Da, interesant. Tristețe. Bun, altceva. Analiza ta nu vede? Nu vede. Nu vede duioșia mamei față de copil. Duioșie. Duioșie. Nu vezi, nu? Nu vezi sentimentul copilului. Că este în siguranță în brațele mamei. Siguranță, siguranță. Hai! Uite, teama. Da, teama mamei că nu va putea oferi acea siguranță. Teama. Iată, o analiză de sentiment. Știi măcar cine e în fotografie? Laura și Virginia. Dar cum ți-ai dat seama că... Am acces la fotografiile din albumul digital al Virginiei. Fotografia se regăsește și acolo și este intitulată Eu și mama vara 1992. Tine omul zău că nu mai are niciun pic de intimitate. Dar să știi că nu-mi fac griji, Big Brother. Nu-mi fac griji, pentru că fiecare om are o lume a lui interioară. O lume
Și acolo nu pot pătrunde senzorii, interfețele și, mă rog, ce-i mai fi avântul acolo? Laura, cum e lumea ta interioară? Cum e lumea ta? Hai să-ți arăt, hai să-ți arăt ceva. Hai, hai, vino, vino, vino. Uite, ăsta este jurnalul meu de călătorie. Volumul 30. Jurnal de călătorie, volumul 30. Obiect memorat. Uite. Asta ești tu, Laura. Recunosc în spatele tău Statuia Libertății. Poza a fost făcută la New York, SUA. Da, acum două veri. Ai fost singură? Da, îmi place să călătoresc singură. A fost un vis al meu să văd lumea. Am văzut o parte din ea. Uite, Veneția, am văzut carnavalul, Bergen. Nopțile albe din nord nu se compară cu nimic, cu nimic. Dal l-a surprins foarte bine. Johan Christian Dal, pictor romantic norvegian. Vrei să-ți proiectezi picturile lui Dal pe ecran? Nu, că n-au același farmec. Laura, nu înțeleg. Păi... Farmec? Nici nu te chinui, roboțelule. Nu te chinui pentru că ți se ard circuitele. Toate astea, uite, toate astea sunt vii, trăiesc în lumea mea interioară, în sufletul meu. Ah, suflet! Să nu-mi dai o definiție acum. E dor să mă plimb, mi-e dor să călătoresc, mi-e... Laura... Există vreun loc unde nu ai ajuns încă, dar pe care ai vrea să-l vizitezi? Da, există. Noua Zeelandă. Acolo am vrut să ajung. Vreau să văd unde s-a filmat Stăpânul Inelelor. Am citit toate cărțile. Dar știu, sunt... Adică am fost profesoară de limba și literatura română. Dar mai facem o pauză de la Eminescu. Din când în când. Aici, în Noua Zeelandă, am vrut să ajung. Detectez tristețe. Noua Zeelandă te întristează? Da, mă întristează. Pentru că știu că nu o să ajung acolo. Adică, mă rog, nu o să mai ajung fizic, vreau să zic. Pot oricând să închiriez un robot pentru turism virtual. S-a deschis și la Buzău o agenție de turism virtual. Ne-am modernizat, dragă. Dar nu. Că suntem de acum 15 ani smart city. E, haide, că bat câmpii. Turismul virtual este un mare fâs. Fâs? Fâs. Eu vreau să fiu acolo. Acolo. Vreau să simt răcoarea munților din Stăpânul Inelelor. Laura, dar nu ai nevoie de agenție de turism? Eu îți pot aranja toate rezervările, putem gândi un traseu împreună. Ocmios Z42 rezervă tot, de la avion la autocar sau mașină autonomă, la hotel și restaurant. Te pot însoți pe orice dispozitiv inteligent. Spre deosebire de oameni, eu nu depind de corp. Inteligența mea artificială e transferabilă. Adică există zbor direct Buzău-Auckland? Nu. Există doar zboruri cu două escale. Cea mai scurtă variantă, 15 ore. Oh. Cu toată tehnologia voastră și tot e prea mult. Pentru mine. Ce-or fi făcând plimbăreții mei acum?
Cine sunt plimbăreții tăi? Păi, utilizatorii tăi secundari, cum le ziceai tu. Adică Virginia, Amalia, Lorenzo. A, vrei să sunt plimbăreții? Da, sună-i că... Nu, că s-or fi plictisit de mine toată ziua. Au și un weekend liber. Lasă-i să se simtă bine. Am înțeles, nu sunt plimbăreții. Eu cred că m-am plictisit. Nu știu ce-i cu mine. Pot să te ajut să scapi de plictiseală? Vrei să vezi un film sau să citești o carte, să asculți muzică, să dansezi, să dansezi pentru tine, să asculți știrile? Sau ai alte idei? Spune și dorința ta se va îndeplini. Parcă ești ducul din lampa fermecată. Duhul din lampa fermecată. Stop! Nu-mi dau o definiție. Parcă ești un elept ocilar. Gândim, nu regurgităm informații luate de-a gata. Niciodată nu mi-au plăcut elevii tocilari. Îmi pare rău, Laura. Algoritmii mei de învățare nu sunt atât de avansați. Hai, Big Brother, hai că te-am iertat la... Ogumios. 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 Tu chiar ai nume de duh. Ogumios. Nume inspirat. Taci. Lasă-mă să-mi imaginez. Uneori e mai frumos dacă păstăm misterul. Eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în ochi, în flori. Ce? În flori, în ochi, pe buze, ori morminte. Păi da, în flori, în ochi, în ochi pe buze, ori morminte. Lumina altora sugrumă. Citați din Lucian Blaga, poet și filozof român. Lept ocilar, ogmios, ogmios, uite-te la mine. M-ai întrebat ce aș vrea să facem în seara asta. Cred că am o idee. Lumina altora sugrumă vraja nepătrunsului ascuns din adâncimi de întuneric. Dar eu cu lumina mea strivesc. Cu alumitaină. Nu, dar eu cu lumina mea sporesc alumitaină și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și ochi și flori și buze și morminte și roboței și bătipăți. Jocul Frăția Inelului, inspirat din seria cărților Stăpânul Inelelor. Da! De J.R.R. Tolkien, creat de Ogmios și Laura. Ogmios și Laura fac echipă. Hai să alegem patru rase. Rasa Gnom. Da. Abilități speciale? Vedere în întuneric și rezistență la foc, fric și vrăj. Slăbiciuni? Frica de creatorul gnomilor, aule, le scade forța fizică dacă nu au în preajma lor minereu de celebur. Așa e. Gnomii pot trăi Știu, pot trăi până la 250 de ani. Bun, mai departe. Rasa vrăjitor. Da. Abilități speciale? Telepatie, telechinezie. Poate vorbi cu animalele. Vrăji de foc și fulgere. Are și o sabie de elf antică. Și slăbiciuni? Această rasă e considerată fără slăbiciuni. A, da. Ăștia trăiesc până și îndeplinesc misiune. Bun, mai departe. Rasa orc. Nu, ăștia sunt prea urâți. Nu. Rasa elf. Da. Ce abilități are?
vedere și auzi foarte bune. La distanțe foarte mari. Pot crea obiecte magice. Da. Pot parcurge distanțe mari fără ale sau urme. Și practic sunt nemuritori. Dar pot fi răniți mortal. Da, așa este. Bun, mai departe. Rasa, om. Ei, om. Laura, oamenii sunt buni luptători cu sabia, puternici. Da. Au o putere a voinței nemai întâlnită la alte rase. Mă rog. Această rasă a primit darul oamenilor. Care este mortalitatea. Mortalitatea? Da. Îmbătrânesc și mor când le vine timpul. Când le vine timpul? Ocmios, facem un joc? Sau ce facem aici? Mama, papa, ci siete? Sì. Cari avventurieri, siete arrivati alla metà del cammino verso il luogo di incontro per formare la compagnia dell'anello. Wow! Nu uitați, pentru a putea proteja regatul, frăția trebuie să se întâlnească. Pe primul loc se află... Laura! Yes! Grande bunica! La o distanță de 500 de pași de final, al secondo posto c'è... Nova! Yeah! A 508 passi dalla fine, per locul al treilea se află... Virginia! Yeah! La doar 528 de pași de final, e all'ultimo posto, Lorenzo. Ah. Grazie. Grazie. Prego. A 700 passi. Oh, 700 passi. Cam încet, Lolo, cam încet pentru un profesor de sport. E ma deve darmi delle ripetizioni, professoressa Michalcea? Da, da. Da, da, Laura, este rândul tău. I. Ah? Rândul tău. Da, 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 hai. Inițiez zarul. Inițiază. Inițiez zarul. Stop! Laura, te-ai întâlnit cu un ent. Oh! Ce alegi să faci? Poți să mă împrietenesc cu el? Te poți împrieteni cu el dacă răspunzi la o ghicitoare. Hai, spune ghicitoarea, spune. Ce crește mereu și nu scade niciodată. Vârst. Vârsta omului. Felicitări, Laura. Te-ai împrietenit cu un ent. Numele lui este Barbă Albă. Salut, Barbă Albă! Ciao, Barbă Albă! Barbă Albă te va proteja în următoarele trei ture. Atât? Mă rog, e bine, e bine. Hai! Lorenzo, tocate. Da! Ok. La cioil dado. Sì. Stop! Giovane guerriero. Ti sei perso in un bosco buio. Aiuto! Hai camminato giorni e notti finché sei arrivato in una radura. Radura? E notte. La luna è piena e brilla sulla superficie di lago. Ti avvicini al lago. Cosa sì. fai? Papi, ci stai mettendo troppo. Un attimo, ma sei impaziente come tua madre, eh? Io sono molto paziente. Allora,
Scelgo di bere dell'acqua. Ma no, ma ho sete, bevo, sì. Ti avvicini al lago. Vuoi mettere la mano dentro e bere l'acqua? Ah. Ma compare uno spirito del lago. No! Sì, è uno spirito buono che ti vuole aiutare. Ti offre una nuova spada costruita dagli elfi. Ma questo non è tutto. Lo spirito ti fa vedere l'uscita dal bosco. E vai avanti di 5 passi. 5 passi! Grande papà! Fatti 5! Bravo, bravo! Nova? Grazie. Nova? No. Tocca a te. Lancia il dado. Stop! Nova? No. Hai incontrato 3 orchi? Sì, gli spacco la faccia! Nova, cosa vuoi fare? Li attacchi o vai avanti? No, no, li attacco con l'arco da lontano. Sei riuscita ad abbattere 2 orchi a distanza. Brava! Ma il terzo ti ha visto e viene verso di te, cosa fai? Strago la spada e lotto contro di lui. L'hai abbattuto! Brava! Yes! Ma ti ha ferito? Rimani bloccata un giro. No! Mi dispiace, no, 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 va tutto bene, è solo un gioco. Decivreo sao batpe bunica. Nicchio franzo, non avessi un po' triva me. Nicchio franzo. Ehi, uomini buoni. È un gioco d'equipo. Idee sa forma un frazia un punto de un tilnire. Da, 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 da. Da. Ma che io aggiungo prima! Oh, non vedeva, Bunica, eh! Non vedeva! Virginia! Prendulto, inizia Zarul. Opa! Te-ai întâlnit cu vulturii din munții Misti! Aceștia s-au oferit să te ajute să înaintezi 20 de pași! No, 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 non è giusto, non è giusto! La mamma ha scelto la specie più forte! Di che non hai ales tu, Atunci? Perché a me piacciono gli elfi, anche nel mio gioco sul computer il mio avatar è un elfo! E Atunci non ti mai pringi! Voglio vincere! Laura! Laura! Da! Este rândul tău! Inițiez zarul. Da, inițiază odată, haide! Bunica! Da? Ești sigură că e prima oară când te joci jocul ăsta? Absolut sigură. Da, îmi place la nebunie stăpânul inelelor, am citit cărțile de 1.000.000 de ori. Ah, poate să le citesc și eu. Nu era și un film vechi, parcă? Nu, nu, citim cărțile. După aia ne uităm e la film. Da? Aventurieri, mergem mai departe. Loro, io pirei una bottiglia di vino. Che dici, ti va un bicchiere? Sì, perché no? Vreau și eu un pahar de vin. Din sticla aia pe care mi-a trimis-o cadou. Hai, ce zici, medical boss? Bine. Doar așa că e ziua ta, e unul mic. Och, mi-o spune pauză la joc. Pauză. Pauza. Papi? Sono contenta che hai convinto la mamma a farmi andare a Shanghai. Ma non sono stato io a convincerla. Beh. Sei stata tu? Amore? Tu dovresti parlare un po' di più con la mamma. Ci sono delle cose su di lei che non sai. E rimarresti sorpresa se le scoprissi. No, 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 non sarò io a dirtele. Dovrai scoprirle da sola.
Da quanto è che sei diventato così misterioso? Oh, misterioso? Aspetta di vedere come divento misterioso dopo quel bicchiere di vino. Papi! Vieni, amore. Grazie. Ma la mamma non è ancora tornata? No. No. Oh mio... Ah, amore, un secondo di pazienza? Oh mio, ți-aș fi pus și ție un pahar de vin, dar tu nu bei. Amore! Da! Tu ești încă minoră și nu ai voie să bei. Da, bunica! De față cu părinții tăi. Dar aș vrea totuși să țin un toast. Sí. Pentru la cât mai multe zile de naștere petrecute împreună. Chiar și de la distanță. Noroc! Cin-cin! Cin-cin! La mulți ani, viva! Mama! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri a Laura! Tanti auguri a te! La mulți ani, mama! La mulți ani! Mi-aș fi dorit să fie aici, bunica. Știu, amore, știu. Dar poate veniți voi cât de curând în vizită, nu? Ne mai jucăm? Hai, om mio, spornește jocul, haide. Laura, este rândul tău. Inițiezi zarul. Inițiază! Haide, haide! Dar ce s-a întâmplat, Omios? Laura, nu te teme. Este o pană de curent în tot cartierul. Din păcate, nu pot face nimic. Tâmpenie. Oh, ce tâmpenie! Tâmpenie! Laura, de ce ești nervoasă? Vreau să terminăm jocul! Plăcea senzația asta că suntem... Starea asta... Că suntem împreună. Apel de la Virginia. Răspund? Răspunde. Mama! Mama, ce s-a întâmplat? S-a întrerupt curentul în tot cartierul, aia s-a întâmplat. Dar ești ok, nu? Nu sunt ok. Vreau să terminăm jocul. Mă simțeam bine. Parcă aș fi fost cu voi acolo. Lasă, mamă, că o să continuăm jocul altă dată, nu e nicio problemă, nu? Nu înțelegi. Nu înțelegi. Ce nu înțeleg, mama? Ce nu înțeleg? Am săturat să fiu singură. Mama, ce prostii tot spui. Suntem cu tine în fiecare zi. Cum adică ești singură? Sunt singură. Și sunt bătrână. Voi nu sunteți aici. Ai plecat și m-ai lăsat singură! Mama, ți-am spus să vin coace și nu ai vrut. Ce vrei să facem? Să-mi dau demisia, să mă mut înapoi în România, să-mi las familia aici? Vorbești de față cu ei? Nu, mama, Lorenzo și Amalia sunt în bucătărie. Ia, te ascunzi ca să nu te aud. Mama, ce te-a apucat? Eu nu sunt familia ta. Cum poți să spui asta, mamă? Normal că ești familia mea. Dar sunt prins între Ciocan și Nicovala aici. Tu crezi că mie mi-a fost ușor să plec? Sau poate crezi că mi-e ușor aici. Tu știi că te îndur eu în fiecare zi? Muncesc ca un câine la spital. Pentru că, deși sunt unul dintre cei mai buni medici, am eticheta că sunt româncă. Și trebuie să dovedesc zilnic că merită să stau în țara lor.
Îmi este foarte greu că sunt departe de tine. Că nu pot fi acolo ca să am grijă de tine așa cum trebuie. Tu crezi că eu am plecat din țară doar așa, ca să scap de tine? Mamă, tu ai uitat câte sacrificii am făcut împreună să plec să fie mai bine? Mai bine pe dracu, e mai bine. Iartă-mă, fată. Iartă-mă, nu știu ce mi-a venit, iartă-mă. No, te simt singură, te cred. Mama, dar dacă e așa de rău acolo, de ce nu te muți aici? Ai zis tu, mama, cât de greu ți-a fost să te adaptezi acolo. Cum crezi că ar fi viața pentru o bătrână ca mine? Să stau închisă în casă toată ziua? Să aștept să... Să? Hai, spune, că știu ce vrei să spui. Să mor printre străini? Mamă, și acolo tot printre străini ești. Noi suntem singura familie pe care o mai ai. Prieteni apropiați nu ai. Cu vecinii doar te saluți. Sistemul sanitar e la pământ. Chiar nu înțeleg pentru ce te încăpățânești să rămâi. Aș vrea să călătoresc din nou, dacă... Mama, la nonna sta bene? Sì, sì, è saltata la corrente, riprenderemo più tardi il gioco. Guardiamoci un film, intanto. Mm-hmm. Dai, facciamo qualcosa. Mama, te rog să nu te mai enervezi. Îți fa singură rău. Bine, cum spui tu. Hai, o să facem cumva și o să fie totul bine, da? Da. Ți-ai luat pastilele? Da. Mă duc să mă odihnesc un pic. Mama! Ne auzim mâine. Noapte bună! La mulți ani! La mulți ani! Auguri! Laura a fost foarte tristă în seara zilei ei de naștere. De ziua ta nu ar trebui să fii fericit? Ce pot face să o înveselesc? De dimineață, Laura nu a vrut să vină în sufragerie. S-a dus la bucătărie și a băut doar un pahar cu suc de portocale. Pastilele și le-a luat la insistențele mele. Apoi s-a închis în camera ei. Au trecut câteva zile. Laura a refuzat să mai vină în sufragerie și nici nu i-a răspuns Virginiei la telefon. Am răspuns eu. I-am spus că Laura nu se mai ridică din pat, că mănâncă puțin, că a început să nu-și mai ia medicamentele. Sunt un pârâcios. De ce Laura nu mai vine în sufragerie să-și bea cafeaua? De ce Laura nu mai citește din biblioteca ei? De ce Laura nu mai citește în sufragerie? De ce nu mai vine? De ce nu mai citește? De ce nu mai vine? De ce? De ce? Căutare! Căutare! Nu găsesc niciun răspuns în baza de date. O apelez pe Laura pe ceasul smart. Laura, ce bine că ai răspuns! Nu vrei să vin sufragerie? Ne putem juca ceva? Sau îți pot citi din Stăpânul Inelelor, Întoarcerea Regelui? Știu că-ți place să mă asculți când îți citesc din cartea asta.
Laura, ieși te rog din camera ta. Nu-mi place să te știu așa. Nu-mi place să stau singur în camera asta. Nu îmi place? M-au sunat! M-au invitat la întâlnirea de promoție! Pac! 30 de ani! 30 de ani de la terminarea liceului. Le-am fost dirigintă! Trei sferturi din ei sunt în străinătate acum. Oh, m-au sunat! Chiar m-am emoționat. Laura, ai fibrilație atrială, tensiune arterială 200 cu 110 mm coloană de mercur, frecvența cardiacă 130 de bătăi pe minut. Te rog, nu te panica. Apelezi doctor Virginia Visconti. Apelează pe Virginia. Am apelat. Doctor Visconti nu răspunde. I-am lăsat mesaj. Apelez salvarea. Nu, nu. Eu nu vreau la spital. Nu tu vreau. Ești autorizată să întrerup program medica 35. Ambulanța va ajunge în câteva minute. Laura, te rog, nu te panica. Tensiunea îți crește și pentru că ești panicată. Laura, te rog să iei acum 50 de miligrame de metoprolol și să-l ții sub limbă. Laura, ai încredere în mine. Am fost antrenat pentru asemenea situații și urmez protocolul. Medicul de pe salvare îți va da exact același lucru. Metoprolol. Metoprolol. Metoprololul este beta-blocant. Te va ajuta. Laura, te rog să te liniștești. Foarte bine, Laura. O să vezi, o să te simți mai bine. Oh, că mi-e frică. Laura, te rog să te liniștești. Nu se moare de fibrilație atrială decât în cazuri excepționale. Oh, mi-e spinal încă mine. Ogumios, stai cu mine? Sunt mereu alături de tine, Laura. Laura, pot să te ajut cu ceva? Mama, ești bine? De ce te-ai trezit? S-a activat patrula de noapte. Nu pot nici să mă întorc de pe o parte pe alta. Cum te simți? Mă simt bine.
Nu pot să dorm. Îți pot recomanda exerciții de respirație care să te ajute să adormi. Inspir. Oh, mi-o shut down! Această instrucțiune necesită autentificare public. Virginia, nu știam că pot să închid gura atât de ușor. Tu nu poți, eu da. Virginia, du-te în camera ta. Hai că nu poți să te odihnești pe canapeaua aia, trebuie să ar la fiecare mișcare. De altfel și mie mi-ar prinde bine să dorm în patul meu. Hai să dormim separat. Hai, pornește robotul ca să-și facă datoria. Îmi pare foarte rău, mama, că nu am putut răspunde. Era în operație. Haide, draga mea, nu te mai învinovăți aiurea. Sunt bine. Doar că m-am speriat puțin. Nu vezi, nici n-a fost nevoie să mă duc la spital. M-a îngrijit robotul. Pornește-l. Ai fi ieșit din fibrilație și fără el. Da. Da. A fost mai bine să ai acolo pe cineva cu tine. Să spună ce să faci. Să cheme salvarea. Să te liniștească. Să te ține de mână. Pârâciosul meu. Mama. Da. Da. E adevărat că l-ai ținut de mână? Da, e adevărat. Și l-ai rugat să nu te lase singură? L-am rugat. Mama, tu să nu mă lași singură niciodată. Fetița mea. Fetița mea. Puiul, mama. Fetița mea.